Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur să vă iubă! O să vă dăm niște scaune și să stați lângă noi în momentul în care vom discuta. Da? Deci am venit la celelalte tehnici. Nu, 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 Original se naște în Pilat? Da. Da? Buletinul? Da. Toată lumea? Ai buletinul? Da. Bun. Declarația ajutorului candidaturii datată, semnată? Da. Bun. Declarația de avere. Avem una pentru funcția de... Ceva. Bun. Una, două, trei se naște în Pilat, da? Da. Nu. Și dată. Corect. Declarația de interese, candidat primar, da? Sus. Da. Da. Data și semnătura, da? Da. Declarația proprie răspundere, datat, semnat și șters, da? Da. Ai cu care ai putut cel original. Da, deci propunerea este semnată și ștampilată de organizația județeană, da? Deci este. Română, bună ziua! Vă mulțumim că sunteți alături de noi astăzi într-un moment important pentru județul Neamț, pentru municipiul Roman. Astăzi îi avem alături de noi pe domnul deputat Mugur Cosmanciuc, președintele filialei PNL Neamț și candidatul la funcția de președinte a Consiliului Județean Neamț, domnul senator Eugen Țapu, domnul secretar de stat Leonarda Chiriloaie, doamna primar Roxana Iorga, domnul viceprimar Bogdan Andrieș, întreaga echipă de consilieri, biroul
politic local al Partidului Național Liberal din municipiul Roman. O zi frumoasă și la propriu și la figurat. O zi în care am depus de dimineață candidatura pentru președinția Consiliului Județean și pentru echipa PNL din Consiliul Județean. Vreau să urez pe această cale mult succes domnului președinte Mugur Cosmanciuc, echipei PNL pentru Consiliul Județean, o echipă profesionistă, o echipă competentă, o echipă morală, așa cum ne-am dorit, așa cum am propus, și un drum nou pe care îl dorim în reconstrucția, în redesenarea județului Neamț, pe bază de dezvoltare, de moralitate, să îndepărtăm lucrurile urâte care au dospit până acum în județul Neamț. Cred că este momentul ca Ionel Arsenie să se îndepărteze dintr-o poziție în care nu a făcut cinste județului Neamț, cu toate lucrurile rele împotriva județului, împotriva cetățenilor, cu toate aroganțele, cu toate gesturile necugetate, și să lase locul unei echipe competente care vine să demonstreze că și la Neamț se poate bunăstare în respect pentru nemțeni. Domnule președinte Mugur Cosmanciuc, vă rog să transmiteți un mesaj. Bună ziua, vă spun și mulțumesc pentru prezența aici. Salut pe toată lumea prin intermediul dumneavoastră, pe toți cei care vă urmăresc în direct sau în reluare, pe toți cei care sunt din Roman și nu doar din Roman, ci din tot județul Neamț, din toată lumea. Astăzi, în municipiul Roman, organizația PNL Neamț are un obiectiv pe care îl începe pe un drum nou. Candidatura aici a domnului Leonarda Chiriloae pentru funcția de primar și cu întreagă echipă pentru Consiliul Local. Vreau să vă spun simplu câteva cuvinte și foarte bine gândite. Echipa PNL de la Neamț a pornit pe acest drum pe care îl vedeți dumneavoastră astăzi împreună în formula aceasta într-o etapă care a început cu anul 2014. Anul 2014 au fost urmat de mai multe momente în care treptat Partidul Național Liberal a cunoscut în județul Neamț o dezvoltare a echipei, o echipă care poate, așa ca în orice familie, a cunoscut și momente de foarte multă bucurie, dar și poate momente de întrebare, de tensiune. Când spun lucrurile acestea, mă raportez și la faptul că, poate în ultima perioadă, ați văzut în spațiul public niște lucruri care mie nu mi-au plăcut și cred că noul tuturor. Aceste lucruri aș vrea să cred că sunt parte de istorie, parte dintr-o istorie care va rămâne scrisă acolo undeva la fiecare dintre dumneavoastră în mass media, și viitorul să fie unul în care să putem vorbi cu adevărat doar despre dezvoltare și mai puțin despre momentele personale din viața noastră care au relevanță, dar nu pentru cei care sunt beneficiari ai știrilor și alegători ai noștri. Anul 2020, pe data de 27 septembrie, va defini practic un moment în care în municipiul Roman și în județul Neamț fiecare vom face o decizie, vom lua o decizie, vom face o alegere. O alegere pe care o vom lua și care ne va urmări pentru mult timp. Aș vrea să cred că județul Neamț, că municipiul Roman are puterea să ia o decizie înțeleaptă pentru a face o schimbare la nivel de județ. Sunt astăzi aici în fața dumneavoastră împreună cu această echipă. Sunt astăzi în fața dumneavoastră din calitatea de președinte al filialei PNL Neamț și din calitatea de candidat la funcția de președinte la Consiliul Județean. Am decis, în cadrul biroului politic, am decis după multe discuții și dezbateri să susținem candidatura domnului Leonarda Chiriloaei la funcția de primar al municipiului Roman. Cred că suntem toți conștienți că au fost mai multe persoane care poate și-au dorit. Fiecare dintre ele, din punctul meu de vedere, au și calitate morală și putere politică și ar fi fost fiecare dintre ei un bun primar. Partidul Național Liberal în municipiul Roman are un scor electoral care este meritat pentru că organizația a stat închegată, unită, și un scor electoral care ar fi ajutat pe oricare candidat în municipiul Roman să ajungă primar.
Dar decizia care a fost luată a avut la bază practic un singur criteriu. Ca ceea ce am început în anul 2015 cu Laurențiu Leureanu, când a venit alături de mine în PNL, să continue în aceeași linie și în care respectul pe care îl are Laurențiu Leureanu față de Romașcani și Romașcanii față de el să fie în momentul de față continuat și întărit. Am mers pe această linie și în această direcție tocmai pentru că dumnealui, în activitatea de primar și ulterior de parlamentar, a reușit să arate că este al Romașcanilor, că este cel care reprezintă cel mai bine marea familie romașcană, cum place unora aici, pe bună credință să spună, și cel care are puterea să fie în același timp omul care să țină cu echilibru lucrurile aici în municipiu. Am speranța și convingerea că pe data de 27 septembrie, domnul Leureanu nu doar că va oferi romașcanilor o victorie în municipiul Roman pentru funcția de primar cu Leonarda Chiriloaiei, ci va face și pentru mine, în calitate de candidat al Consiliului Județean, ceea ce a făcut și pentru el în 2016, când a ieșit a treia oară primar. Spunând aceste lucruri, pornesc înainte cu ajutorul lui Dumnezeu și cu încrederea că fiecare dintre noi, buna credința o avem, puterea și înțelepciunea o avem și vom face o singură dată o schimbare în soarta județului. Doamne ajută, mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule președinte! Vă urăm mult succes, suntem alături, să nu vă îndoiți că echipa Partidului Național Liberal se va implica, va fi în mijlocul oamenilor, va susține în egală măsură pe Leonarda Chiriloae la funcția de primar a municipiului Roman, ca și pe Mugur Cozumanciuc la funcția de președinte a Consiliului Județean, precum și cele două echipe din legislativul local și legislativul județean. Așa cum spuneam, domnul Leonarda Chiriloae, o persoană care deja este cunoscut în municipiul Roman, fost lider a grupului consilierilor municipali din Consiliul Local al Partidului Național Liberal timp de 3-4 mandate, fost director economico-financiar a Spitalului Municipal de Urgență Roman timp de 10 ani, deja a depășit o jumătate de ani de când este ministru secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, un om care s-a implicat acolo unde a avut răspunderea, responsabilitatea să acționeze. Este omul care s-a implicat și care a preluat Spitalul Municipal de Urgență Roman cu 10 de miliarde datorie. Este omul care, plecând din funcția de director economic, a lăsat spitalul fără niciun leu datorie și cu bani în buget pentru a dezvolta în continuare acest spital. Este omul care s-a implicat pentru ca secțiile să fie modernizate și în acest moment toate secțiile din spital sunt modernizate. Este părintele a două proiecte importante pentru spital. Este vorba despre centrul imagistic și centrul de sterilizare din spitalul municipal, proiecte care sunt în fază de debut. Așadar, ca ministru secretar de stat s-a implicat în proiecte importante legat de amenajarea albilor în România, în zona Neamț, în zona Roman, vorbesc de digul de la Gădinți, de lucrările de amenajare de la Tămășenia Județeni. Domnul Leonarda Chiriloae este un familist convins și mă bucur, iată o surpriză plăcută, că familia domniei sale este astăzi alături, aici, ceea ce arată susținere. Și despre domnul Leonarda Chiriloae nu a existat nici cea mai mică bănuială de imoralitate, de ilegalitate. Este un om care a mers cu fruntea sus, cu deschidere, cu onoare și cu cinste. Echipa PNL Roman l-a susținut, echipa PNL Neamț i-a dat acest vot de încredere. Președintele Mugur Cozumanciuc este alături de această candidatură, iar deopotrivă vom face tot ce depinde de noi ca să avem cele mai bune rezultate pentru Roman, pentru Neamț, pentru Moldova. Partidul Național Liberal este aici să vă propună cei mai buni candidați, iar în acest moment vi-l prezint pentru a lua cuvântul pe domnul Leonard Achiriloae, candidatul la funcția de primar din partea Partidului Național Liberal în municipiul Roman. Domnule Achiriloae. Dragi romașcani, astăzi, după ani de experiență în administrația locală, după 10 ani de muncă în echipa managerială a Spitalului Municipal de Urgență Roman, după mai bine de 6 luni
în funcția de ministru secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Sunt aici în fața dumneavoastră în calitate de candidat la primăria municipiului Roman din partea Partidului Național Liberal. Mă bucură foarte mult că astăzi domnul președinte Mugur Cosman Ciuc, domnul deputat Laurențiu Leoreanu, această minunată echipă de consilieri care este aici lângă mine, mi-au acordat încrederea și susținerea pentru a candida și pentru a câștiga primăria municipiului Roman. Așa cum ați aflat, astăzi domnul președinte Mugur Cosman Ciuc și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț. Vreau să-l asigur că noi, alături de mine, echipa noastră de la Roman îl vom susține și sigur, în momentul alegerilor pe 27 septembrie, conducerea județului Neamț va fi una dedicată dezvoltării, dedicată oamenilor, dedicată cetățenilor din județul Neamț. Mulțumesc deopotrivă familiei mele care m-a susținut și care a fost alături de mine în tot acest timp și știu că nu i-a fost ușor și de aceea le mulțumesc pentru înțelegere și pentru că au acceptat ca în mult din timpul pe care ar trebui să-l aloc lor am dedicat muncii în administrație și nu-mi pare rău pentru acest lucru. Am alături de mine o echipă de profesioniști din toate domeniile, garantat cea mai bună echipă pe care o puteam propune pentru Consiliul Local. Vă garantez că împreună vom continua dezvoltarea municipiului Roman, așa cum am început-o în echipă cu Laurențiu Leoreanu din 2008 și vă asigur că va continua în același ritm cu bunăstare pentru toți romașcanii. De asemenea, așa cum știți, am susținut și am votat în Consiliul Local încă din anul 2014 strategia de dezvoltare a municipiului Roman, cu proiecte foarte bine fundamentate, prioritizate, priorități care sunt absolut necesare pentru dezvoltarea Romanului. Sigur, vom merge pe aceeași direcție în continuare ca să arătăm romașcanilor că celor care le-a acordat încrederea îndelungul timpului sunt alături de ei și în continuare nu-i vom dezamăgi. Echipa PNL Roman va fi câștigătoare atât la Roman cât și la Neamț. Vom avea primar atât la Roman cât și președinte al Consiliului Județean Neamț. Vreau să vă asigur că îmi doresc pentru toți romașcanii un Roman modern, un Roman dezvoltat, în care toți romașcanii să se simtă respectați, să se simtă apărați și să se simtă în continuare apreciați și pentru asta, pentru tot ceea ce vom face de acum încolo, le vom mulțumi că sunt alături de noi și că în data de 27 vor vota primarul Leonarda Chiriloae și PNL la Consiliul Local și la Consiliul Județean. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și că îmi sunteți aproape. Mulțumim, Leonard! Aș vrea să vă spun că în spatele celor doi bărbați puternici, implicați, cu atitudine și cu voință de învingători, cu caractere puternice, stau echipe profesioniste, atât la Consiliul Județean, cât și la Consiliul Municipal Roman. Venim cu o listă de consilieri cea mai bună din toate timpurile a oricărui partid. Venim cu oameni din toate domeniile de activitate. Profesori, ingineri, juriști, economiști, psihologi, sociologi, oameni care au demonstrat probitate morală, competență profesională în domeniul lor de activitate, oameni care au familii bine clădite, oameni care sunt în respect față de credința noastră creștină, oameni care sunt altruiști, implicați, dedicați și care mai presus de toate cunosc ceea ce înseamnă spirit de echipă, dragoste față de comunitate și, în primul rând, altruism și implicare totală față de orașul nostru drag, Roman. Această echipă va începe o campanie electorală bazată pe proiecte, bazată pe construcție, atât pentru Consiliul Județean, pentru președintele Consiliului Județean, Mugur Cosman Ciuc, cât și pentru municipiul Roman, pentru primarul municipiului Roman, Leonarda Chiriloae.
Nimeni nu poate fi providențial, nimeni nu deține adevărul de unul singur, doar în echipă suntem mai puternici, doar în echipă uniți suntem victorioși, iar o victorie a PNL înseamnă siguranță, un plus de confort, bunăstare și respect pentru nemțeni. Așa să ne ajute Dumnezeu, succes PNL, succes Mugur Cosmanciuc, succes Leonard Rachiriloae, succes dragi colegi pentru Roman, pentru Romașcani, pentru nemțeni și pentru Moldova. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumim și Doamne ajută! Doamne ajută!